Sub o salcie pletoasă, Maica Sfântă se ruga și cu o voce îndurerată către salcie vorbea și cu o voce îndurerată către salcie vorbea. Salcie, dacă ți-e milă, apleacă-ți crengile jos, să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Să fac din ele o cunună pentru Fiul meu Hristos. Dacă și voiești să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spin. Dă-mi din Fiul meu Iisus pe cruce, însângerat și-n mare chin, îi cu ea la el m-aș duce, ca durerea să și cu ea la el m-aș duce, ca durerea să-i alin. Atunci salcia miloasă, crengile și le-a plecat, și-a împletit Maica cununa și s-a dus la Golgota. Și-a împletit Maica cununa și s-a dus la Golgota. Iar iudeii n-o lăsară cu cunună fără spin. E voia în dureri și-n mare chin,
De-atunci salcia pletoase nu s-a ridicat în sus și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Și-a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Tot așa și noi creștinii, capul jos să ni-l plecăm și cu inime curate lui Iisus să ne-nchinăm.